Există unitatea în diversitate de care vorbea Părintele Stănean și asta presupune că eu sunt acolo în Dumnezeu, dar foarte distinct, chiar dacă în cerul nu e o masă așa amorfă de indivizi în care gândește numai Dumnezeu. Cerul este ca o, precum o democrație în care sunt spirite înalte și în care deciziile se iau în funcție de cel mai bun, eu știu, viitor, în funcție de beneficitatea maximă de perspectivă, în care fiecare vine cu inteligența lui personală. De asta vă sfătuiesc. Fiți înțelepți. Altfel, o să fiți ca parlamentarii care în 8 ani de mandat n-au avut nici măcar o propunere legislativă. Ei au stat doar cu mâinile pe sus. Și au pensii pentru că au votat sau n-au votat, dar oricum nu înțelegeau nimic din toată treaba aia. Bun, revenim. La un moment dat am făcut un experiment. Trebuia să studiez artele marțiale. Și când a trebuit eu să studiez artele marțiale, domnule, a trebuit să mă duc să mă antrenez. Când te duci să te antrenezi, te duci în energia aia bună, între ghilimele. Te duci la minus. Și atunci am zis, bine, bine, ce fac? Renunț la terapie și mă gândeam cum pot să le împaci. Pentru că eu la antrenament trebuia să mă duc la minus 60, în terapie trebuia să ajung la plus 80-90. Adică pendulam așa, între bule de diverse vibrații. Și atunci am găsit soluția. Soluția era foarte simplă. Când mă duceam la sala de sport de acasă până la Dinamo, unde făceam box, îmi puneam paraziții fără necenzurați și în 15 minute te duceai de la plus 80 la minus 40. Și la întoarcere îmi puneam Sarah Brightman. Și mă urcam de la minus 40 la plus 80. Simplu, nu? Într-un sfert de oră schimbam registrul. După aia, bun, 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 te încarci negativ, că antrenamentul asta face, te încarcă negativ, te încarci, de asta se numește, faci încărcare. Te încarci negativ. Ce fac cu încărcarea aia? Că aia crește. Faci, crești, faci, crești, faci, crești. Și atunci am înțeles, apropo, mi-am să aminte de sublimarea, de transmutarea asta yin-yang și a întunericului în lumină și am făcut o conferință. Și țin minte că am făcut conferința de Paști. Aia care e filmată. Și am făcut conferința de Paști și am plecat de la minus și pe măsură ce spui adevăruri, sublimezi întunericul ăla în lumină. Și atunci am înțeles că orice lucru negativ, orice lucru întunecat, se poate transforma în lumină dacă vorbești despre adevăr și despre lumină. Da? Și atunci, apropo de karmă, ea poate să fie sublimată, deci transformată în sens pozitiv, prin tot ce înseamnă acțiuni, gânduri și fapte de lumină. Trebuie doar să le conștientizați și să le faceți eficient. Oamenii nu știu că pot să le facă eficient. Exemplu. Se duc oamenii la biserică și nu înțeleg că ei pot să se încarce cu lumină în tot corpul lor. Pentru că nu i-a învățat nimeni. Că ei sunt un ucior care se poate încărca cu lumină. Și atunci poți să îți propui să te deschizi către lumină și să te încarci efectiv ca un burete cu lumină.
Nu se întâmplă pentru că nu ți-a propus nimeni să o faci și pentru că nici măcar ei n-au știut. Și atunci mă duc la biserică, mă duc la liturghie. Am văzut că sunt preoți care te mai învață. Bă, mai stai și tu pe sub cupolă. Da? Nu prea sunt ei de acord și nu le convine. Dacă ridici mâinile în sus, le pică fața. Da? Dar în mod normal să știți că toți se rugau la începutul cu mâinile ridicate. Când îi punea Moise pe oameni să ridice, să se roage, se rugau toți cu mâinile în sus. În mod normal, invocarea Duhului Sfânt așa ar trebui să facă. Nu să facă numai preoții în altar, în taină. Vezi, Doamne, că invocarea Duhului Sfânt se face în taină. Nu, ar trebui să ridice toți oamenii mâinile în sus. Să vezi cum vine atunci lumina. Că una este când cere un singur om, chiar dacă e preot, și alta este când cere o masă de oameni. Da? Și atunci lumina asta care vine nu face altceva decât să sublimeze tot întunericul la lumină. Nu sublimează pe tot. El sublimează pe la pe care l-ai în tine. Ok? Dar la un moment dat pleci, vine altul, pleci, iar te duci la biserică, iar sublimezi, iar vine altul, până când termin, hai de sublimat. Da? Evident că poți să schimbi tot ce însemna negativ prin toate elementele care sunt pozitive și pe care le dădeam. Și vă spuneam, rugăciunea. Rugăciunea este o formă de sublimare a energiei negative în lumină. Postul negru este o formă de sublimare a energiei negative în lumină. De ce? Pentru că în post negru, sufletul se strânge din tot corpul, în chakra inimii și începe să emită lumină și curăță. Sufletul, imaginați-vă că sufletul este ca o flacără. Ca o flacără care dispersează întunericul. Dacă sufletul tău scade, evident că e înghițit la un moment dat de întuneric. Dacă sufletul tău crește, evident că el luminează din ce în ce mai mare. Mai mult. Și atunci, automat, dacă tu te rogi și postești negru, sufletul tău se mărește și automat începe să lumineze din ce în ce mai tare. Asta nu înseamnă că dacă stați de mâncați 2 săptămâni să fiți luminițe. Muriți. Asta se face în timp și prin exercițiu. Acum nu mai mâncați 40 de zile să fiți luminoși. Când vă iau ăștia cu targă. Da? Există un antrenament care se face și relativ la postit și la rugăciune. Aveam un duhovnic care spunea, Dragoș, nici rugăciunea bună nu e multă. Nu, multă nu e bună. Pentru că există un talent al omului de a se duce dintr-o extremă într-alta. Ori le face pe alea umane, ori le face pe alea altă de-a dreapta. Prea multă rugăciune intră în păcatele de-a dreapta când se pare că, fai, ce faci tu? Dărâm munții, că te rogi. După aia, uite, ăsta nu se roagă. Și încep să-i judeci pe alții. Uite, ăștia sunt niște păcătoși, că nu se roagă. Uite-te când mă rog eu. Eu mă rog. Și stau în genunchi. Și... Adică te duci înspre păcatele de-a dreapta. Ok? În păcatele de-a dreapta nu mai vezi nimic. Toate sunt în pot. Deci ăștia care zic, de exemplu, ortodoxia e miezul, toate sunt de la dracu, sunt în păcatele de-a dreapta. Au impresia că ei sunt buricul pământului și pământul se învârte în jurul lor. Și da, să nu crezi că sunt mulți în situația. Sunt și în Reiki, sunt și în radiestezie, sunt și în ortodoxie, sunt toți cei care au impresia că ei sunt deținătorii. Așa, adevărul, sunt de fapt în păcatele de-a dreapta. Când au impresia că numai ce fac ei. Eu vă spun că am trecut prin toate și le-am fumat pe toate. Inclusiv pasta. Când ai impresia că tu le știi pe toate și că... Nimic nu se poate întâmpla fără mine pe planeta asta. E plină pământul de persoane. Știi cum e? E plin cimitirul de persoane de neînlocuit. Crezi că dacă muriți voi, nu o să mai răsară soarele? Soarele a răsărit și înainte de înviere și după înviere. Vă e clar? Sorry. Pentru voi. Și o să mai răsară multă vreme de acum înainte. Cât? Cât va avea Dumnezeu Tatăl.
Ce e mai important, învierea sau răsăritul soarelui? Întrebare pentru acasă. Păi fără răsăritul soarelui n-ar fi nicio înviere, mă. Dacă mâine nu mai răsare soarele... S-a terminat și cu învierea. Sorry, nu pot să nu mă amuz de importanța lucrurilor. Îmi pare rău. Va trebui să vă gândiți și voi la importanța lucrurilor. Din păcate, oamenii pierd din vedere multe lucruri esențiale. Când planeta asta nu va mai exista, nu va mai exista niciun creștinism, niciun budism, niciun iudaism, niciun mahomedanism, nici nimic. Judecați prin prisma morții. În ortodoxie se vorbește foarte mult trăiește ca și cum ai muri mâine. Păi dacă mori mâine, ce faci? Ce o să faci? Lucrurile pe care le consideri importante. Te duci și vezi mama, că n-ai văzut-o și n-ai timp să o vezi, îți iei iubita în brațe, îți pup copiii, îi dai în puii mei de bani, că oricum, și de datorii, că oricum, nu te mai interesează, nu te mai interesează mașina ca e pană, nu te mai interesează că s-a spart țeava la chiuvetă. Asta e faci, nu? Te pui în ordine cu șeful, Doamne, pare rău, nenorocit. Atât am adus capăt, am putut și gata, nu? Așa e și cu planeta asta. Se distruge planeta. Ce rămâne, domnule, din tot ce vedeți în jurul vostru? Mâine se distruge planeta. Ce e important? Ce ați făcut voi? Ce ați făcut voi pentru ceilalți? Ce ați făcut voi pentru voi? Ce ați învățat? Cum v-ați ajutat unii pe alții? Ce iubiți? Ce urâți? Ce lecții nu v-ați luat? Care sunt defectele voastre? Care sunt calitățile voastre? Astea sunt importante. În rest, la revedere, drum bun. Mă mai întreabă cineva, ai fost la... Dar asta e comic. Evident că eu dacă mă gândesc așa, înseamnă că... Mi-a zis cineva odată. Bă, zice, tu ai exprimat gânduri pe care mie mi-a pus și frică să le gândesc. Dom'le, un gând dacă există, exprimați-l, frate, că după aia vedem noi dacă e bun sau nu. Ne gândim. Facem un brainstorm. Emiteți orice gând, oricât de idiot e. Emiteți-l, frate, că poate voi vă gândiți la un lucru care este extraordinar. Nu vă mai fie frică să gândiți. Nu mai fie frică asta că dacă gândim ne ia dracu. Da, o să zic, nu am zis că atât am adus capul. Dacă sunt idiot, nu poți să mă pedepsești pentru asta. Dacă sunt rău, da. Dar dacă sunt prost, nu. Dacă am gândit prost, înseamnă că sunt prost. Dar nu poți să mă pedepsești că sunt prost. Dacă sunt rău, da. Dar eu n-am făcut-o din răutate, am făcut-o din prostie. Și prostia e o scuză. Măcar am încercat. Eu m-am străduit să mă deștept. Am făcut și eu ce-am putut. Numai cine nu gândește, nu greșește. Așa, dacă nici nu gândim, normal că nu greșim. Bun, revenim la karma de neam. Imaginați-vă că norul ăsta mare, negru, care vine după voi, este karma de neam. Cum se poate manifesta karma de neam? Poate să manifeste oricum. Poate să manifeste ca boală? Poate să manifeste ca epilepsie? E un nor care îți cade în cap și apare epilepsia. Poate să se manifeste ca atac cerebral? Da. Poate să se manifeste ca o boală din copilărie? Ca un handicap? Da. Poate să se manifeste ca o pierdere de bani? Da. Poate să se manifeste ca... Nu știu ce, altceva. Ca orice, până la urmă, nu? La fel, un karma personală se poate manifesta și ea la fel ca toate astea. Deci eu propriu-zis, când întreb, mă uit la un om să văd ce problemă are, întreb, e o boală din viața asta? Da, nu. E magie sau karma? Da, nu. Bă, e clar. E dobândită sau mai? Poți să ai o boală în program? Ca și școală? Da. Eu, la un moment dat,
mă duceam la un raliu și am avut imaginea mea în cărucior după un accident. Și am măsurat și trebuia să mă duc. Și am măsurat și era dezastru. Mă, și m-a luat o jale așa, știi? Mă gândeam în poime. O să... Asta e. Mă gândeam cum o să-mi iau cărucior cu viteze. Cu baterie și cu viteze. Pe cuvântul meu, domnule. Și... Dar n-am spus la nimeni, știi? Am zis, pui mei, dacă asta vrea Dumnezeu, asta e. Mă gândeam, sac am încheiat cu doamnele, sac am încheiat cu sportul, mă rog, mai e sportul ăla în cărucior, dar mă gândeam, pui mei, concursul cu cărucioare. O să organizez concursul cu cărucioare. Mă gândeam că fac mașină de raliu adaptată pentru mână. M-am gândit la toate. Și n-am spus la nimeni. Și la un moment dat mă trebuie copil. Dar ce-i cu tine că ești cam palid? Bă, zic, am o problemă. Ce? Bă, plec la raliu la Baia Mare și o să n-am un accident de mașină și o să-mi rup gâtul. Și de ce te duci? M-a întrebat. Firesc, nu? Bă, zic, așa vrea Dumnezeu. Și dacă vrea El, mă duc. Asta e. Dar nu mi-e ușor. Plecăm, zice ea, hai să ne rugăm. Și ce vrea Dumnezeu, vrea să... Și am plecat. Apropo, accidentele sunt formă de plată karmic. Și mă duc, se plătește foarte mult karmic. Deci vreau să spun că energia pe care o ai într-un accident de mașină rămâne după ani acolo, dacă nu o cureți. De fiecare dată când ajung, de exemplu, pe mă rog, în zona aia în Brașov, văd unde am sărit eu afară. Și unde rămâne acolo? Ce? Rămâne acolo? Dacă nu o curez, da. Dacă nu o curez, da, rămâne. Trebuie să o curez la oameni. Sau unde a sărit George Grigorescu la Silva și de sus. Și unde a sărit motocicleta, trebuie să nu se curez? Teoretic, da. Că-ți rămân câmpurile acolo. Energia negativă, ciu greu, rămâne acolo. De asta se pun truite și se face sfeștanie în loc unde au accidente grave. Pentru că aia e cu descărcare foarte mare energie. Karmică. Moartea e cea mai mare descărcare de karmică de neam. Moartea accidentală. Și m-am dus. Mă rog, am mers noi pe locul 3 în prima zi. A doua zi, de la start, ploaie. Și zic lui George, iau în ce, că nu e pe slică. Și după un viraj, erau două mașini într-un pod. Și ăsta pune frân. Mă rog, n-am simțit nimic atunci. Dar după 3 ore... Nu a rămas așa. Noroc că nu era rupt, era fisurat. Mi l-a pus o tipă care face masaj osteopat la loc. Tipa care a scris cartea, Gina. Și mă rog, mi-a revenit. Adică, ideea este, un accident poate să fie o formă plată care, personală sau de neam. Dar că ea, deci dacă nu făceam nimic, apropo de rugăciune, apropo de post, e clar că eram așa. În momentul în care s-au făcut mai mult, am trimis lumina, hai să vedem ce-o fi copății, și chiar dacă aș fi fugit, același lucru s-ar fi întâmplat în alte condiții. Și dacă se întâmplau în alte condiții, eram într-o mașină de stradă. Nu cu rollbar, nu cu caschetă, nu cu... Bine că dacă aveam Hans pe vremea, n-aveam nici pe dracu. Dar neavând Hans, că nu era obligatoriu, Hansul e un sistem care ține casca pe gât să nu zboare capul de pe umeri. N-aș fi avut nimic. Ok? Deci orice poate să fie sublimat. Altă formă de sublimare a energiei negative. Voi trebuie să înțelegeți că orice slăbiciune, karma asta e o slăbiciune, e o piedică? Orice slăbiciune poate să fie transformată în putere. Depinde doar de înțelepciunea ta să o faci. Da? Și să zicem, am o karmă de asta și norul ăsta mare negru.
Eu mă zbat să-l rezolv, corect? Dar fiecare întunericul pe care îl iau și sublimez în lumină se transformă în lumina mea. Da? Sau nu? Deci vine întunericul pe mine și aprind lumânări și mă rog și mă duc la Părintele Arsenie Boca și mă închin și fac mătănii și dau de pomană și mă plimb pe la prin portaluri și fac inițieri și fac cursuri și seminarii și stau în lumină. Se transformă în lumină? Și atunci, din cauza faptului că iau energia asta negativă și o duc în lumină, cantitatea de energie pe care o transform în lumină nu este mai mare decât dacă aș fi în lumina aia și aș merge tot în lumina aia? Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deci iau eu o cantitate de întuneric și mă duc cu ea în lumină. Da? Cantitatea asta de întuneric care se transformă în lumină nu este mai mare decât dacă aș fi în lumina respectivă și aș merge tot în lumina respectivă? Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci e ca și cum eu aș lua o energie de o anumită vibrație și aș muta-o într-o energie de vibrație mult superioară. Și ea s-ar transforma. Cantitatea asta care se transformă nu este mai mare decât dacă aș fi în vibrația aia și aș merge doar în vibrația aia? Și atunci întotdeauna cineva care se străduie mai mult și este mai încărcat negativ și se duce mai sus, va crește mult mai mult decât unul care merge tot timpul în același loc. Nu știu dacă am fost. Eu știu cum să vă zic. Imaginați-vă că aveți o găleată de bile care sunt neîncărcate, sunt încărcate cu întuneric, de alea fosforescente. Am o găleată de bile, da? Găleata asta mea de bile, evident că dacă stau întuneric, cum vor fi? Întunecat. Negre. Bun. Și eu mă duc cu bilele astea, după mine, într-un loc unde este lumină foarte mare. Ce se va întâmpla cu bilele mele? O să devină incandescent. Când mă întorc în întuneric, ce o să se întâmple? O să am lumină, nu întuneric. Înțelegeți? Așa funcționează și universul spiritual. Noi suntem făcuți din puncte. Diferența dintre noi este că unii au mai multe puncte albe, unii au mai multe puncte negre. În momentul în care eu mă duc în lumină, luminez în funcție de cantitatea și calitatea punctelor albe și negre. Potim? N-am auzit. Cum se mai poate simți karma? Suferințele sufletești sunt o formă de plată karmică? Suferința sufletească e negativă? E pozitivă? De ce? A? Nu înțeleg. Suferința sufletească e pozitivă pentru că în realitate îți arată că greșești undeva. Dacă tu suferi, înseamnă că tu greșești. Da? Cine suferă, ăla greșește. Oamenii au tendința să fugă de suferința sufletească și nu înțeleg că, de fapt, cei care greșesc în momentul în care apare suferința sufletească, ești tu. Și dacă fugi de suferința sufletească, ce se întâmplă? Ești obligat să o reîntâlnești. Eu am așteptat ca tu să fii într-un anume fel. Nu ești cum sunt eu, deci suferi sufletește. Te dau la o parte, mă iau altul. Care evident că nu o să fie conform așteptărilor mele sufletești, de pentru care o să mă despart eu și o să mă duc cu altul. Care nu va fi conform așteptărilor mele sufletești, pentru că Universul e simpatic și niciodată nu o să-ți dea pe cineva care să fie conform așteptărilor tale. De ce? Tocmai ca să înțelegi treaba asta. Sensul este să înțelegi că nimeni nu trebuie să fie conform așteptărilor tale sufletești. Mie îmi place de treaba oamenii ăștia. Știți că noi suntem roluri. Noi avem roluri. Și de multe ori oamenii identifică persoana cu rolul.
Mai departe, deci suferințele fizice, suferințele sufletești pot să fie boile, pot să fie forme de manifestare ale karmei, corect, personale sau de neam. Prostia poate să fie o formă de plată karmică? Da! E cea mai frecventă. Toată lumea suferă într-o doză mai mică sau mai mare de această boală. Începând cu mine, ca să nu fie discuții. Prostia este cea mai mare formă de plată karmică. Păi de ce? Păi haideți să vă spun ceva. În momentul în care greșești, problema nu e că pierzi din sănătate sau mai știu ce, pierzi din suflet. Sufletul este inteligența emoțională. Deci la următoarea noastră ce o să ai? O să fii mai puțin înzestrat cu inteligența emoțională. Deci vei fi automat mai prost. Și atunci, pe măsură în care ești păcătos, pe atât de prost vei fi viața următoare. Da, pentru că prima oară, deci când vine un om la întrupare, el are o anumită cantitate și calitate de suflet, de seneu, aia inteligența emoțională. Și asta este în funcție de, mă rog, de voia lui Dumnezeu, misiunea personală, că și el are voie să spună ceva în treaba asta, dar și de ce ai făcut tu în alte vieți. Deci dacă tu ai pierdut din seneu în alte vieți, evident o să ai o cantitate mai mică, deci automat vei fi mai prost. Deci prostia poate să fie o formă de plată karmică. Da. Ce alte plăți karmice mai speciale avem? Plățile karmice legate de iubire. Asta preocupă pe toată lumea. Dar eu de ce n-am parte de iubire? Domnul doctor, eu când întâlnesc prostul meu? M-a apucat. Toate, mai urâte decât mine, au bărbați. Numai eu nu întâlnesc pe al meu. Greșeala față de iubire. Cum poți să greșești față de iubire? Și ne iubim, dar și refuzând iubirea. Adică în momentul în care refuz o relație de iubire pentru că eu știu, asta contravine unui lucru, faptul că e o diferență de castă, de exemplu. Cum era înainte, nu puteai să te căsătorești pentru că era din altă castă. E o greșeală față de iubire. Pentru că nu e destul de bogat. Era faza aia cu două blonde. Una zice, eu nu cred în dragoste la prima vedere. Și asta cum adică? Păi zice, de unde să știu eu din prima cât câștigă pe lună? Trebuie analizat, nu poate să fie dragoste la prima vedere. Da? Deci, neimplicarea într-o iubire dintr-un motiv care este de ordin material, știi, nu pot să mă duc pentru că îmi stric imaginea. Asta e. Nu-i frumos și e frumos, e frumos ce îmi place mie până la urmă, nu? Pe principiul ăla. Dacă ție îți place, care e problema? Da? Deci, dacă ai impresia că imaginea ta este afectată de o persoană și refuzi iubirea, dacă, indiferent că e vorba de diferență de vârstă, de diferență socială, de diferență materială, de, nu știu, diferență de pregătire intelectuală, că există și asta, nu? Profesională. Toate astea, de fapt, îți dau dimensiunea ta. Cum te raportezi tu la iubire. Și orice greșeală de genul ăsta se plătește. Dacă, de exemplu, am considerat imaginea mai importantă decât iubirea, ce se întâmplă? Pierzi imaginea. Dacă consider mai importanți banii decât iubirea, ce se întâmplă? Pierzi. Pierzi bani. Dacă
consider mai important, nu știu, profesia decât bani. Și tot așa. Era o scriitoare care a zis la un moment dat, avea nu știu ce bestseller și i-a zis că a dat toată celebritatea ei pentru o familie. Da, numai că nu poți să înțelegi asta până nu ajungi acolo. Noi toți ne dorim celebritate și la un moment dat îți dai seama că, de fapt, nu e ceea ce îți doreai. Și eu i-am sfătuit pe toți elevii mei. Degeaba vine cineva și spune, știi, banii n-aduc fericirea. Da, e foarte ușor să spui asta când îi ai. Dar aveți-i și după aceea o să vedeți voi. Ați înțeles? Deci nu, eu nu consider... Dacă tu consideri că merită să luți pentru un lucru, pentru o mașină puternică, pentru o casă în Honolulu, pentru o profesie, pentru un job, să câștigi 100.000 de euro pe lună, dom'le, go for it. Nu o să înțelegi valoarea acelui lucru decât în momentul în care o să-l ai. Așa e frumos să spui. Stai așa cu coțată în furgon, în Bentley și spui, nu mașinile, te fac fericit. Da, am un Maybach, știi? Nu, no, important e Hristos. Important e Hristos. Deci nu aia. Da, poți să spui. Dar nu poți să spui unui om treaba. Nu. O să vedeți că, domne, privirea bogatului este cu totul alta decât a săracului. Și vreau să spun ceva, atașamentele bogatului sunt mai mici decât ale săracului. Frustrările bogatului sunt mai mici decât ale săracului. Dorințele bogatului sunt mai mici. Păi la poate orice, da? Păi nu mai interesează. Eu știu să-și cumpere nu știu ce brichetă, nu știu ce ochiriare, nu știu ce haine. Când ai 100 de mașini, ce mai contează una? Mi-am luat ultimul model de Ferrari. Foarte frumos. Și se adaugă la restul de 50. Da? N-are cum să fie bucuria omului, domnule, mi-am luat mașină, e prima mașină, știi? E prima mașină, cât a... Domnule, am fost 1.100 de euro, dar... Merge! Eu vorbesc foarte serios. Frustrarea celui care nu are va fi întotdeauna. Este altă lecție. Lecția bogăției este una, lecția sărăciei este cu totul altceva. Lecția nevoilor. Eu zic, dacă vă doriți ceva, domnule, faceți ce puteți să-l obțineți. Se poate obține, credeți-mă. E chiar o pildă în sensul ăsta. Era un tip... Mi se pare că în Secretul sau nu știu unde a fost. Și-a dorit el nu știu ce casă pe coasta și până la urmă și-a luat-o. Dar nu cu orice preț, vă spuneți, nu cu orice preț. Că sunt oameni care au vrut chestii cu orice preț. Nu. Nu... Băgați algoritmi de ăștia că era o tipă care îi plăcea casa din vecin. Și care a zis doar așa, aș da orice să am casa asta. Aș da orice. Foarte. Și se întâmplă, moare bărbatul într-un accident, ia asigurările și cumpără casa respectivă. După aceea stătea să gândească dacă merită. Hello! Am văzut copii care erau supărați că nu le dau părinții destui bani, ăștia foarte bogați. Și nu știu ce, că las că o să ai. Sâmbătă mor părinții într-un accident de mașină. Rămân cu toți banii și cu toată firma și cu absolut. Mașină. Prețul. De asta nu cu orice preț. Deci când vă doriți un lucru, spuneți, cu voia lui Dumnezeu îmi doresc asta. Că așa există șansa să ți-o dea și ți-o dă de nu te mai saturi. Da? După aia pățești ca aia. Da, îmi doresc să am 1.000.000, cum a fost. Să nu credeți că nu se poate obține. Deci oricând se poate, dar e prețul pe care îl plătești pentru un loc. Revenind, orice poate să fie plată karmică, orice suferință, orice durere, orice neînțelegere, orice închisoare e o formă de plată karmică?
Am întâlnit oameni care merg la închisoare din cauza karmei de neam. Ei nu aveau niciun program în treaba asta, nu au plătit altfel și atunci este o formă de ispășire karmică. Deci accidente, închisoare, divorțul poate să fie o formă de plată karmică? Da. Eu îți iubești nevasta, dar vine un blestem de la din spate de la cineva care a fost supărat, să n-ai parte, să nu te să nici nu știi de el. Poc! Și explodezi. Pierderea bănească poate să fie o formă de plată karmică. Da. Pierderea casei, arderea, focul, poate să fie o formă de plată karmică. E o formă de plată karmică rapidă. Evident că nu ți-e ușor. Știți care e problema? E până treci de șocul ăla. Deci am pățit multe, știți? Până treci pe... Este un șoc când ți se întâmplă o chestie de genul ăsta, ca în accidentul de mașină. Deci știți ce aia când am țărit cu mașina afară de... am intrat în niște stâlpi de aia de care ți arată curba, de s-au îndoit, știți? S-au îndoit pe mașină, am scos betonul, am scos acolo la Râșnov. Deci am scos efectiv stâlpii din beton, da? Și... Deci s-a mulat stâlpul pe mașină, s-a făcut curb, l-am scos din beton. Era pe net la un moment dat la cei mai proști șoferi. Clipul. Și celălalt stâlp a venit și mi s-a spart în față, în parbriz, știi? Buf! Dar primul meu când a fost... Bine că am vrut să plec de pe rog, dar aveam puntea spartă și mai știu ce. Și primul meu gând a fost... Am stricat. Nu că mor, nu că... Am stricat mașina. Și după aia mă uitam la ea, știi, cum o trage și cum îi stăteau roțile strâmbe, știi? Eram așa. În loc să mă bucur. O, am scăpat cu viață. Și eu aveam problemă să strâmbe roțile de la mașină, oare că... Da. Sunt forme de plată karmică. Personale și de nem. Eu am dat foc și la casă. Am avut și accident de mașină. Adică am trecut și prin spitale. Le-am făcut cam pe toate. A, operațiile sunt formă de plată karmică. Rapidă. Operațiile nașpa pot să fie farmă, plăți karmice rapidă. Câteodată poate să fie mai nașterea este o formă de plată karmică rapidă. Nu știați? De asta se schimbă drepturile divine ale mamelor după naștere. De asta se schimbă beneficitatea karmei de neam după naștere. Pentru că nașterea, faptul că aduci pe lume un spirit, schimbă EBF-ul karmei de neam. Da? Înfierea este o formă de plată karmică rapidă. Ce altceva mai avem? Spiritele care nu vor să se nască sunt, în realitate, sunt spirite depresive, sunt spirite care nu au înțeles viața. Oricine înțelege viața va vrea să se nască din nou. Oricine. Pentru că, cu adevărat, evoluția spirituală se face aici. Imaginați-vă că de aici poți să vii înger de cer 1 și să te întorci serafim. Voi nu aveți dimensiunea, dimensiunea scalei astea de valori. Adică ce diferență este între un om ghid, un înger, mă rog, un înger păzitor, este nivelul unui om care s-a mântuit și la cer 1. Nu e ăla cu aripi mare, ăla e alt nivel. Ei, nu aveți diferența între îngerul ăsta care n-are aripi și pe care să-și dobândească aripile și ăla care are 6 aripi. Încă nu aveți dimensiunea asta. Dar imaginați-vă că asta se pot face în 70 de ani prin conștientizare, prin plată pe planeta Pământ. De asta să știți că este coadă la naștere pe planeta Pământ. E coadă. Și de asta se merge la supralicitare. Eu dacă mă duc pe pământ, fac asta. Nu, eu dacă mă duc pe pământ, fac asta. Eu dacă mă duc pe pământ, n-ați înțeles? Cine se duce pe pământ? Și fiecare spune, păi eu dacă mă duc pe pământ, fac atâta. Dar vine unul și eu fac și mai mult.
Înțelegeți? Și atunci ești obligat. Asta e pentru rolurile bune. Pentru rolurile mari. Roluri mari însemnând familii cu mulți bani, cu educație spirituală, cu posibilități de educații profesionale, cu. Dacă nu te naști la cuca măcăi, își tragi mucii. Nu înseamnă că nu ai o șansă și atunci, dar e alt start. Am rămas o dată cu mașina într-un sat de la Iași. M-au scos piticii aia din șanț. Toți, deci erau curadei de la cel mai mic la cel mai blonzi cu ochii albaștri. Deci nu erau unul mai, nu știu pe unde eram, dar erau toți blonzi cu ochii albaștri. S-au dus, mi-au adus fructe, mi-au adus apă. Și mă uitam, e la ei. O șansă, pe de o parte, să te naști acolo, că nu ești luat cu capul de toate ale lumii, pe de o parte e o neșansă. Fiecare cu rânduiala lui Dumnezeu. Da? Mai departe. Experiența populară, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Depinde. Se poate întâmpla următorul fenomen. Dacă eu dau unui om, există ceea ce se numește drept divin, un drept divin al unui om. Dacă eu ajut un om conform dreptului divin, nu se întâmplă nimic rău. Adică eu îi dau atât cât trebuie să-i dau. Problema și pedepsirea asta apar în momentul în care eu trec peste îngerii păzitori ai karmei. De ce? Tot ce avem noi, casă, mașină, bani, sexualitate, iubire, da? Sunt îngăduite de Dumnezeu și sunt gestionate de ceea ce se cheamă îngerii păzitori ai karmei. Aștia sunt niște entități. Așa, nici prea prea, nici foarte foarte, dar care au foarte mare grijă ca eu să plătesc tot ce am de plătit la ultimul sfanț. În momentul în care tu te duci și ajuți pe unul de ăsta și încalci treaba asta, ți-o furi în sens contrar pentru tot ce ai dat în plus. Deci dacă eu i-am dat 10 lei în plus, o să pierd 10 lei. Dacă eu am făcut ceva ce nu trebuia și am oferit ceva ce nu trebuia, o să pierd în plus. Asta e legea care guvernează principiul. Dar eu, conform iubirii, pot să-mi asum asta. Asta e adevărată iubire. Adică pot să-mi asum să plătesc pentru el. Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită, înseamnă că eu am alegerea să plătesc pentru el. Vă e clar? Adică eu mă duc, îl ajut, chiar dacă el nu are dreptul, îi dau, în momentul în care eu îi dau unui om care nu are dreptul mâncarea mea cu mâncare, eu rămân fără mâncarea respectivă. Nu înseamnă că mănânc și eu. Și cum se contabilizează mai departe? Se contabilizează ca faptă bună. Deci, mai te ajută și pe tine în perspectivă. Dar tot plătești. Adică tu plătești pentru fapta aia bună. Adică sunt oameni care n-au drepturi sub nicio formă. Deci sunt oameni care n-ar avea dreptul nici să mâncă pâine cu apă. Nu înseamnă că îi lăsăm așa. Dar putem să ne asumăm că îi ajutăm și plătim noi pentru ei. Deci cineva trebuie să plătească, asta trebuie să înțelegeți. Dacă nu plătește el, demonii sunt ca băncile. Păi nu interesează cine plătește. Păi nu interesează că plătește el sau plătești tu. Atât timp cât el își ia banul, îl doare în flecuri. Da? Dacă tu ți-asumi să plătești pentru el, poți să duci foarte frumos. Uite, eu m-am hotărât să plătesc pentru omul ăsta. Asta e suma, asta e. Ce perfect, vin încoace. Vin la taica. Vă e clar? E cu sau depinde. Dacă ești cu sau fără. Deci depinde foarte mult de tine. Dar în momentul în care ai intervenit în karma cuiva, tu plătești. Să știți că a fi terapeut, toată lumea privește partea cu terapia așa foarte drăguț. Dar a fi terapeut, dincolo de banii pe care îi iei, tu plătești. Tu plătești pentru ei alții. Principiul voi cei puternici putați povestea celor slabi se păstrează ca și în creștinism. Călugării, indiferent de religia în care sunt, că asta este, lumea nu înțelege călugăria. Știți cum sunt călugării tibetani? Sau
merg cu bolul, da? Și se așează cu bolul, el se roagă. Și omul se duce și îi pune mâncare în bol. Ce face? În momentul în care tu îi dai de mâncare în bolul ăla, în realitate rugăciunea lui o parte îți revine ție. Pentru că tu l-ai ajutat pentru funcțiile organismului lui, atunci parte din rugăciunea lui care este creată prin mâncarea pe care i-ai dat-o tu îți revine ție. Ați înțeles? Așa e și ortodoxia. Călugării la noi nu mai știu care e scopul lor, oamenii nu mai știu care e scopul călugării. Dar scopul călugării este să se roage. Tu în momentul în care dai acatiș și dai bani, de fapt plătești pentru rugăciunea lui. Așa e și preotul. Ar trebui, mă rog, ăștia au devenit funcționari publici care au salarii și pensii. În mod normal, tu ar trebui să te duci să-i dai de mâncare, el mănâncă, rugăciunea lui îți revine ție pentru că l-ai plătit să trăiască. Ați înțeles? Așa era înainte. Trebuia să pleci, n-a zis Hristos, să plecați cu traista în băț și să nu luați nimic cu voi și să dați ce vă dă. Și atunci, de fapt, era o formă să ajute oamenii respectiv. De asta spunea voi cei puternici purtați poverile celor slabi. În momentul în care te duci la ăla și mănânci cu el la masă, se produce armonizarea? Îți vin din păcatele lui? Când te rogi, sublimezi păcatele respective? Deci ești dintre cei care poartă poverile celor slabi? Absolut da. În momentul în care omul ăla îți dă de mâncare, când intri la el în casă, nu faci altceva decât să sublimezi energia respectivă? Vă e clar? Când ai de pomană, este o formă să ducă energia negativă către ceilalți. Nu îi afectează pe oamenii respectiv, că nu e a lor. Da? Este o formă ca cei ai tăi să primească mâncarea aia în partea cealaltă. Ok? Deci, ca să nu călcăm, să plătim. Deci, o secundă. Din perspectiva asta, la un om poate să vină, la mine un om poate să vină, fie că îl aduce îngerul, fie că îl aduce dracul. În ambele cazuri, și îngerul și demonul îl aduce la mine. În psihanaliză se spune că dacă un om vine la tine, trebuie să vezi ce ai de făcut cu el. Și atunci, tu îl primești. Eu fac ce ține de mine. Dacă trebuie să vindece, se va vindeca. Dacă nu, să-mi asum răul ăsta. De ce? Pentru că răul ăla n-ar fi putut să vină relativ la mine, dacă nu era al meu. Deci tu facilități, noi facilităm vindecarea, eu nu fac altceva decât să-mi asum ca omul respectiv să vină la mine. Eu în toată cariera mea am avut o singură persoană pe care am dat-o definitiv afară de N ori. Și n-am voie să o primesc. Nu, am simțit prima oară asta. Vibrația, nu e vorba de vibrații, pentru că am avut oameni cu vibrații mai mici decât persoana respectivă. Numai că, dintr-un anumit considerez, n-am avut voie să lucrez pe ea. Nu știu de ce, n-am simțit. După aia am măsurat și, într-adevăr, n-aveam voie. S-a dus persoana respectivă și la alții și nu i-a zis chiar du-te și sinucide-te, că oricum ți-ai terminat misiunea pe pământ. Poți să te sinucizi. Ceea ce mi s-a părut, am dat-o afară. Am zis, îmi pare rău, n-am cum să te ajut, nu pot să te ajut vreodată. Unul i-a zis, chiar du-te și sinucide-te. Pe bune. Deci am rămas blocat. Dar chiar avea pe undeva dreptate, nu știu. Cred că e o entitate de-aia venită să facă rău pe pământ, așa că am încheiat misiunea și a făcut rău pe care putea și acum doar să plimba iure. Deci, revenind, eu pot să fac ce ține de mine. Pot să fac ce simt eu la momentul respectiv, pot să mă ajut de la distrezie să fac ce ține la momentul respectiv, dar nu pot să fac schimbări majore. Da? Cine crede că facem vindecări și astea sunt povești. Fac ce știu eu, punct. În rest... Exact.
Nici atâta nu poți să-i dai, pentru că el poate să aibă drept divin foarte mult, dar dreptul ăsta divin ar trebui să-și ia de la 5-6 terapeuți, că dacă îl ia de la tine, te omoară. Da? Deci nu poți să-i dai tot ce are el voie tu. Eu pot să-i dau cel mult cât pot eu să-i dau din ceea ce are el voie de la Dumnezeu. Adică, la un moment dat, o să trebuiască să vedeți că trebuie să măsori cât pot să duc din ce are el nevoie. Cât pot să-i dau din ce are nevoie. Nu îi spun, ia de la mine tot ce ai tu nevoie. Că poate să-mi ia cu totul și pe mine și tot neamul meu. Cu nevoia lui. Și atunci îi dau cât pot eu la acel moment, în măsura în care îi îngăduie Dumnezeu și dacă pot duce. Că sunt foarte mulți care și-au ars aripile că n-au putut să ducă în realitate un pacient și tai-tai. Atunci trebuie să fiți și un pic egoiști. Adică nu e vorba de un egoist din ăla, ci o limitare. Adică eu cred că să nu ai un cât de cât simți de de protecție, de cum se cheamă, instinct de supraviețuire, e totuși o dovadă de prostie. Și atunci, până și din punctul ăsta de vedere spiritual și energetic, eu zic că o prea mare capacitate de jertfă e dovadă de prostie. De ce? Păi mi-a pus o dată o problemă un amic de-al meu. S-a uitat la mine și a zis, bă, zice, ritmul, adevărul e că aveam un stil de muncă la acel moment 9 dimineața, 9 seara, zilnic. Și a venit și m-a văzut, zice, ești cam verde. Zice, bă, zice, poți să faci fermător. Mai poți să, dacă ești, mergi în ritmul ăsta, mai treci 3 ani și după aia poți să pleci. Sau poți să reduci ritmul la jumate și să mai treci 20 de ani și să ajungi mai mulți oameni. Tu decide-te. Și am stat eu pe fundul meu și m-am gândit că pot să ajut mai mulți oameni dacă stau 20 de ani decât dacă mă ard în 3 ani. Că te poți arde. Bine, m-am mai ars eu, dar mi-a revenit. Ați înțeles că toată te ia de cap. Pentru că e și prea mult un ajutor altul, este tot o ispită demonică. Hai că tu poți, hai că trebuie să faci asta, trebuie să faci așa. Și atunci, până la epuizare. Te păcălește și așa. Te păcălește și fără să faci nimic. Hai, dar de ce să faci tu? Dar nu mai bine să aștepți, că se rezolvă. Dar e și aia altă. Hai, mai repede, mai mult, mai mâine. Trebuie să ajuți oamenii ăștia, neapărat. Nu trebuie ajutat nimeni, domnule. Eu nu ajut pe nimeni. Îi mai zic așa, îi mai zic așa. Nu o mai agiți să ajut pe nimeni. Lasă-i să ajute singuri. Îi înveți să-și ajute singuri. Îi ajuți. Dar nu. Deci eu îi ajut așa un procentaj. După aia ai trimis să facă. După aia măsor dacă au făcut ceva din ce am făcut și cât s-au schimbat. Dacă s-au schimbat, îi ajut. Dacă nu, îi trimit acasă. Adică nu trebuie irosită energia pe griște. De ce? Păi foarte simplu. Nu e scris așa să nu dai mărgăritare la porci? Și asta, deci dacă omul nu se schimbă... Da, griștele. Deci ar trebui... Trebuie să-mi iau și niște griște. Prea multe. Dintre care eu sunt rege. Deci, până la urmă, totul depinde de fiecare, știi? Și pe fiecare trebuie să aștepți. Sunt de acord cu ritmul fiecărui om, da? Dom'le, te-ai schimbat 10%. Cât? În 2 ani. Bă, n-am nicio problemă. Dacă nu vine cineva care s-a schimbat 3% în 8 ani, mă lași. Nici cu ăștia care 60 la într-un 6 luni de zile nu sunt de acord că la un moment dat se plafonează, știi? Sunt ca iepurile. Și după aia, pâs. Cel mai bine este principiul Sfintei Tereza asta pașilor mici. Exact. Încet. În fiecare zi aici, în lumea spirituală, cea mai importantă chestie este tenacitatea. Tenacitatea de a-ți urmări scopul. Și asta v-am zis. Și le-am explicat la toți.
O întrebare pe zi înseamnă 365 de întrebări și răspunsuri pe an. Înseamnă o carte. Am 12 cărți. Ați înțeles? Asta e experiența mea. Poate puteți să puneți două întrebări pe zi. Habar n-am. Dar dacă mă urmăresc asta cu o întrebare, un răspuns pe zi, nu se poate peste 10 ani când o să te uiți să zici, frate, zici că sunt la baza nu știu care pe Everest. Adică depinde de voi. Chestia asta cu salturile, adică sunt bune conferințele astea. Când vin eu odată la nu știu cât timp. Dar astea sunt salturi. Adică aveți foarte multe informații odată dată pe care nu puteți să o comprindeți. În psihanaliză se zice că dacă te duci la o conferință și ai rămas cu o idee, înseamnă că nu te-ai dus degeaba. Pentru că noi avem un hard mic. Și hardul ăsta mic ne face să reținem una sau două idei de bază în 3 ore. Așa suntem, nu am oferit tot, așa suntem toți. Ei, de asta e mai important ce faceți voi între conferințe decât conferința. Da, conferința e ok, perfect. Dar ce faceți voi până vine o data viitoare e cel mai important. Integrare. Și asta presupune să vedeți și alte emisiuni, să citiți și alți autori, să vedeți ce zice și ăla și ăla, că nimeni nu deține tot adevărul. Și după aia să practicați. Practica. Și să aveți în vedere că aveți două lucruri de urmărit pe planeta asta. Cunoașterea și puterea spirituală. Deci Hristos putea să facă ceea ce a făcut pentru că avea puterea spirituală. N-au cine știe ce cunoaște. Dar puterea spirituală, da. Și atunci, ca să poți să faci ceea ce a făcut Hristos sau să ajungi la nivelul ai nevoie de puterea aia spirituală. E timpul, mă rog, și a cunoașterii spirituale. Pentru că cunoașterea spirituală face parte tot din Dumnezeu. Și trebuie dezvoltată și asta. Da. Bun. Haideți să vă spun ceva. Eu am întâlnit mai multe cazuri de sinucidere în viața mea. Primul era la Părintele Argatu și era un tip care se sinucise, era alcoolic. Și stăteam de vorbă cu sora. Avea o soră specială care a visat de-alea ca lume. Și la un moment dat a visat pe frate zis că vine la ea și ea de mână și vine să-ți arăt ceva. Și ăsta a plimbat-o și prin rai și prin ea. I-a dus să-și vadă copiii avortați. Deci s-a plimbat mult cu el. L-a întrebat la oameni, bine, dar te-ai sfințit, de ce ai voie să mergi în aia? De ce ai voie să mă iei? Păi zice, pentru că te rogi tu pentru mine. Punct! După aia, avem experiența Mădălinei Manole. Mădălina Manole, după ce a murit, s-a dus direct în jos. La minus 1 se ajunge când te-ai sinucizi, este zona sinucigașilor, sunt niște pușcării. E ca la prânaia. Se stă 7 ani și după aia te eliberezi. Dar! Dacă oamenii se roagă pentru tine, rugăciunea înseamnă aur spiritual și e ca și cum ți-ar plăti cineva cauțiune. Și poți să ieși mai devreme. Așa că Mădălina Manole după 4 luni era în cer nu știu cât și acum e în cer nu știu care, 7 sau nu știu cât. Deci a ieșit mult mai rapid decât prin 7 ani și a urcat în cer. Vă e clar? Deci, cu atât mai mult n-au o vină. Deci se socotește că cei care au fost posedați. Sunt sinucideri care sunt comandate de la distanță. Adică am întâlnit... Mie mi-a făcut doar o țigancă. Deci aveam o florăreasă în bloc. Și florăreasa mă iubea foarte mult. Și îmi dădea flori. Mă vedea, mă rog, eu umbram având spitalul aproape. De acasă mă duceam în halat la spital. Și mă duceam. Și când mă vedea, o frumosul lui mama și îmi dădea flori. Și într-o zi am aflat că s-a sinucis. Și însărcinată și că n-a avut o soacră sau și a băut-o de caustic. Și am măsurat și într-adevăr i-a fost indusă dorința de a se sinucide. Și atunci am curățat-o, am ajutat-o să urce la locul ei. Vreau să spun că am căzut într-o zi într-un somn de la adânc, m-am trezit. Deci m-am trezit, m-am ridicat în pat, în somn și m-a trezit prietena mea de atunci, țipând la mine.
pentru că eram pe marginea geamului. Eu n-am chestii de simțire. Acum să crezi că mă susisem pe pervaz, dar eram la marginea geamului și m-a întrebat ce faci la geam. Și atunci m-am trezit. Bă, e clar? Și atunci, când se susține sinucidere comandate sau prin magie, prin atacul psii, atunci e vina celui care le-a comandat. Când sunt sinucideri care sunt cu demoni, demonii respectivi rămân în neamul respectiv. Adică omul se duce în jos, demonul respectiv rămâne în neam și când rămâne în neam, apare tendința de sinucidere și gândul de sinucidere la ce toți cei din neam. Da, trebuie să fie învins. Adică aia presupune slujbe, dezlegări, exorcizări. Ba, poate să fie învins să vă zice cu mâna goală. Adică el nu pleacă cu mâna goală pentru că nu știe cine să și cum să-l învingă. Dar altfel poate să fie. Odată ce... Nu. Nu e. El nu pleacă cu mâna goală dacă n-a fost învins. Dacă a fost învins, la revedere. Când îl blestem, da, nu pleacă fără mâna goală. Dar asta pentru că nu l-a învins nimeni. Poate pleca pe lucru și apoi se poate? Da, bineînțeles. Dacă n-a fost învins, se poate pleca, cum citesc ăștia, blestemele și îl blesteamă în numele Lui Dumnezeu să plece. El pleacă! Dar n-a fost învins și atunci se întoarce din nou. Dacă a fost învins sau a luat căpățâna, nu se mai întoarce niciodată, că n-are voie. Bun. Ați înțeles cum e cu karma? Și că până la urmă tot ce faceți ca sublimarea karmei neam, faceți înainte pentru voi, același lucru ați face și dacă n-ați avea karma de neam, și că, ba, din contră, existența karmei de neam vă face să manifeste mai rapid defectele și automat să le descoperesc. Da. Da. Da, sunt încă în conferință, termin acum. Da. Da, după ne auzim mai târziu un pic, da? Mai târziu, după jumătate de oră. Da, așa. Să plec și eu de aici. Bine, numai bine. La revedere. Am spus la trei, la trei a spus. De trei ori. Bun. V-ați lămurit că nu aveți de ce să vă speriați? Că rezolvând problemele karmice ale dumneavoastră sau ale neamului, automat vă faceți bine vouă? Rezolvând problemele karmice ale altora, că nu există la un moment dat evoluția personală, vă duce în punctul de a trebui să-i ajutați pe alții și nu poți să crezi fără să-i ajut pe alții? Ok? Bine. V-am ținut destul, nu? Să vă fie de folos. Puneți mâna și faceți. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Și orice faceți, că e post, că e rugăciune, că citiți o carte, că înțelegeți un lucru, că vedeți o emisiune, vă formează ca spirit. Tot ce faceți voi pentru voi... Deci, imaginați-vă că evoluția spirituală nu este numai acum, pentru azi, mâine, un an, 10, e pentru veșnicie. Tot ce ați înțeles corect vă va rămâne pentru totdeauna, nu pentru o zi. Vă e clar? Atât de important e. Tot ce înțelegeți vă apropie de Dumnezeu. Tot ce înțelegeți greșit vă desparte de Dumnezeu. Tot ce înțelegeți bine vă unește cu Dumnezeu. Vă e clar? Și atunci trebuie să cercetați în amănunt special ca să nu vă scoată o idee greșită în afara Lui. Că Dumnezeu este peste tot, da? Ceea ce mă scoate pe mine din el este asta. Gândul, sentimentul sau instinctul greșit. Bine, să vă fie de folos. La revedere!